Banda ghiocel din Vâlcea a îngrozit California. Infractorii din același neam foloseau metode de furt deja consacrate la noi pentru a-i jefui pe vârstnicii din San Diego. Apelau uneori și la violență pentru a le smulge oamenilor lucrurile de valoare, cum ar fi ceasuri sau bijuterii. Au acumulat astfel în 2 ani o avere de $1,4 milioane pe care au trimis-o în țară. La perchezițiile făcute de DICOT, fiscul american și FBI în locuințele celor din clanul Ghiocel, polițiștii au găsit un Ferrari Portofino de $250.000, două Lamborghini Urus, care valorează împreună aproape $600.000 și un BMW, cel mai ieftin, de $40.000. La mașinile scumpe se adaugă lingouri de aur și transferuri cash de $25.000. Din state, în România, desigur, toate au fost sechestrate. Clanul Ghiocel a ajuns în America acum 3 ani. Cei din familie au intrat în Statele Unite din Mexic cu alte false și au atras prima dată atenția fiscului american după ce au început să se afișeze în mașini scumpe, deși nu aveau nicio ocupație. Conform unor surse, 2 dintre membri au fost arestați și pentru restul 4 urmează să fie stabilite măsurile legale.